Am aici un copac de Ziziphus. Așa arată fructele. Este un copac foarte rar întâlnit în Moldova și România. Se spune că primul copac de Ziziphus a fost adus în Republica Moldova în 1975 din Crimea, la Institutul Pomicul din Chișinău. La noi el are deja mai mult de 5 ani. 5-7 ani. Sincer, nu prea tare îmi place gustul lor. Este un copac care crește în Asia, în China, Japonia. El se cultivă acolo pe suprafețe mult mai mari. Iată așa arată copacul, tulpina. Iubește locuri cu soare, mai puțină apă. Se spune că fructele conțin vitamina C, cupru, fier, iod și sunt bune pentru cei care au probleme cu tensiunea arterială, digestia. Noi îl consumăm toamna, la sezon, dar se poate depus și la înghețat, am pus în zipuri, în congelator. Sau se poate de uscat, cineva mai face gem, dulceață, le mai conservă, le usucă, se mai numește curmalele chinezești. Dacă sunteți din Moldova, din România și cultivați așa fructe sau mâncați, ați consumat, ați gustat, ați conservat, scrieți în comentarii. Se spune că foarte bine se adaptează la clima noastră. De fapt, mulți copaci noi vedem se adaptează exotici. Aștept în comentarii părerea voastră și ce mai cunoașteți despre aceste fructe minunate.